Identitatea de brand Iași, orașul creatorilor, a obținut locul întâi la cea mai mare competiție de branding din Europa. Gala de decernare a premiilor a avut loc la Londra și a reunit cele mai mari agenții de profil din lume. Cei 30 de jurați au apreciat modul unic, creativ, dar și versatilitatea conceptului. Este o mare emoție pentru că nu prognozam, nu pot spune chiar acest lucru. Mă bucuram să văd cum urcă în topuri echipa de la Iași, felul în care s-a comportat, felul în care a reușit să atragă atenția juriului și sigur cu felicitările mele personale sunt mândru de ei, bănuiesc că și ei sunt cât de cât de puțin mândri de mine și le doresc succes, un real succes pentru a merge mai departe. Asta arată că școala românească, că industriile creative, că imaginația și talentul românilor și aișenilor în special este unul important și nu poate fi neglijat într-o competiție internațională. Nu este singurul concurs la care Iașul este prezent. După ce anul trecut orașul a câștigat titlul de destinație anului 2022 în ceea ce privește City Break-urile, în acest an capitala Moldovei este nominalizată la alte 4 categorii. Noi mai suntem oarecum prinși în acest program și prin nominalizarea ca City Break. Anul acesta pentru poziția viitorului oraș ales voi face parte din juriu și îmi va face o mare bucurie să fiu acolo. Printre categoriile la care este nominalizat Iașul se numără Palatul Culturii ca și atracție cultural-educativă, orașul Iași ca oraș care inspiră, precum și un hotel și o bază sportivă. Iașul a meritat din plin anul trecut să fie destinația anului și asta o spun cei care ne trec pragul constant la Iași și lasă review-uri bune despre oraș. Și cei care spun lucruri mai puțin bune ne fac să înțelegem că mai sunt lucruri de făcut și asta este un lucru pozitiv pentru noi. Vom vedea cum vor juriza cei care se ocupă de acest proiect plus votul publicului. Ne așteptăm ca măcar una din categorii să ajungă la Iași. Poate cea care face referire la Palatul Culturii, facem apel la ieșeni să voteze această categorie. Mă așteptam. Am văzut o înflorire continuă a orașului. Mă bucură mult. Cred că merită. La cum arată, eu vin cu drag mereu și de asta am și ales să vin aici la facultate, pentru că, nu știu, inspiră, găsești ușor inspirație aici, știi? Unde ai venit? Din ce oraș? Din Bacău. Eu sunt student aici, nu știu exact. De unde ai venit? Din Bârlad. Și cum ți se pare orașul? Mi se pare foarte frumos. Chiar îmi place aici. Este un oraș foarte curat. Cei care doresc să voteze Iașul la una dintre cele 4 categorii nominalizate o pot face până pe 7 aprilie pe site-ul destinațiaanului.ro. Voturile strânse reprezintă însă doar o treime din scorul final. Toate cele 9 premii desemnate vor fi anunțate în cadrul galei Destinația anului 2023, care va avea loc pe data de 27 aprilie. Palatul Culturii din Iași va fi locul în care vor fi anunțate destinațiile turistice câștigătoare la fiecare categorie în parte.